Secția de techball a Clubului Sportiv Municipal Slatina a participat la ultima competiție sub egida CSM. Ultimul rezultat de excepție al sportivilor de aici a fost înregistrat chiar în acest weekend, atunci când doi dintre membrii echipei, Hunor Cristali și Arnold Silaghi, au obținut locul 1 în cadrul Campionatului Național de Techball. Din păcate, această secție va dispărea din componența CSM Slatina din motive financiare. Situația actuală acestor două sporturi este că se vor desfința din cauza bugetului. CSM-ul nu mai are buget să susțină aceste două sporturi, iar noi sportivii vedem în ce direcție avem merge. Am primit o explicație că nu mai sunt bani pentru aceste două sporturi. Pentru noi campioni nu mai sunt bani. Chiar dacă nu vor mai concura sub egida CSM Slatina, sportivii sunt optimiști și vor continua să participe la competițiile de profil viitoare. Cu siguranță acest sport nu se va încheia, din punctul meu de vedere. Poate se încheie la CSM, dar în viitor nu se va încheia. Techbolul nu este singura ramură sportivă care va dispărea din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina și secția de fotbal-tenis se va desființa tot din cauza incapacității susținerii financiare a acestor sporturi.